Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Nu am mai făcut videoclipuri pentru că am foarte mult treabă la casă. Sunt foarte obosit, au intervenit niște chestii neprevăzute și lucrez de dimineața până seara. Nu am timp de nimic, așa că o să mă străduiesc să fac niște noi videoclipuri pentru că am primit niște rapoarte gratis pe automoli.com/ro și m-am gândit să verific mașinile abonaților de pe YouTube, abonaților de pe TikTok și de pe Instagram. Că dacă vreți să vă verific și vouă mașinile, tot ce trebuie să faceți este să dați un like la acest videoclip, să fiți abonați și să lăsați un comentariu cu seria de șasiu, să fiți abonați, bineînțeles, și pe TikTok și pe Instagram. Astăzi o să vorbim despre mașina lui Alin, un abonat și de pe YouTube, care mi-a lăsat un comentariu pe TikTok cu seria lui de șasiu de la mașina lui, care ulterior și-a luat țeapă cu ea. Pe mașina a dat 5500 de euro, sub prețul pieței, dar mașina arăta impecabil, luată fără nicio problemă și acum omul spune că are probleme cu ea, așa că m-am hotărât să-i verific mașina, pentru că și mie mi s-a părut ciudat când am auzit 5500 de euro pe mașină din 2017. Mesajul de la el sună cam așa: sunt abonat și pe YouTube, te urmăresc cu plăcere. Crezi că poți să mă ajuți pe mine cu o verificare? Am cumpărat o mașină și am doar probleme cu ea. Și aici avem seria de șasiu, raport istoric vehicul, mașina din 2017. Bine, ea este din 2016, dar modelul este din 2017. Și am găsit ceva despre mașina lui. Bineînțeles că i-am dat și lui raportul. După aceea mi-a spus cum s-a întâmplat. Mi-a spus că în mare parte este țeapă, pentru că mașina se vede că a avut accident, dar el nu a știut chestia asta decât după ce i s-a spus. Pentru că, de exemplu, în față și în spate, la faruri, între far și capot, are distanța atâta, bara din stânga sau din dreapta este tot așa mai ieșită în afară pe lângă far, un far e mai înăuntru, unul mai în afară, probleme cu radiatorul care este lipit, îi fierbe motorul, multe alte erori. Haideți să vedem ce am găsit despre mașina lui. Este Skoda Fabia, v-am spus, și aici vedem în 7-2017 a avut un accident, față, sticlă frontală, cred că s-a schimbat parbrizul, cu daună între 1000 și 2000 de lei. Și avea pe atunci 41.335 de kilometri. În 5-2019... altă pagubă, față, față, stânga, dreapta, față, alt accident cu o pagubă între 5.000 și 6.000 de lei. Și pe atunci avea 125.830 de kilometri. Kilometrii nu sunt dați înapoi. În 9-2020 încă un accident cu o pagubă între 2.000 și 3.000 ron, față, față, stânga, dreapta, față, spate, stânga, spate, dreapta, spate, sticlă frontală. Și aici s-a schimbat parbrizul și avea 1172 de kilometri. În luna a treia, 2021, mașina doar s-a verificat pentru kilometri și aici avea doar 200.1422 de kilometri. Deci din luna a noua, sau din nouă, da, luna a noua, 2020, până luna a treia, 2021, s-au făcut decât aproape 300 de kilometri. Aici avem fotografiile cu mașina scoasă la vânzare. Cam așa arată mașina. Arăta impecabil, dar el mi-a spus că este distanță între far aici, aici, pe o parte aripa asta este ieșită un pic mai în afară, bara iarăși este ieșită mai în afară. Aici se cunoaște că a avut accident. Așa, cam așa arată mașina. Asta nu știu dacă arată înainte de accident sau după accident. Nu știu despre pozele astea, în fine. Dar după cum vedeți, mașina arată destul de bine. Și să cumperi mașina asta la, nu știu, 5500 de euro, 2016-2017, să arate așa de bine, e destul de ok prețul, zic eu. Mie mi se pare destul de ok. În condiția în care are climă, mini-navigația asta. Na, nu știu ce să zic. Nu arată rău deloc, nu? Adică cine nu ar da 5500 pe mașina asta din 2017? Eu nu aș da. În fine, hai să trecem mai departe. Aici avem accidentele cu valoarea estimată de reparație și unde au fost lovite. De exemplu, s-au făcut pe asigurare și pe asigurare s-a scris că s-a schimbat parbrizul și a fost accidentată frontal, a dat într-un stâlp, a trebuit să se schimbe bara și capota. Bun, totodată vreau să le spun celor care spuneau că
5.000 de lei la o mașină din 2017 nu este o sumă mare dacă mașina a fost lovită în față, i s-a schimbat bara și două faruri, pentru că un far poate să ajungă să coste 15 milioane, 10 milioane, o bară 20 de milioane și cam aia este paguba mașinii. Dar foarte bine că avem schițele astea, pentru că putem să vedem unde a fost avariată mașina. De exemplu, în 2017, la primul accident, cu o pagubă estimată între 1000 și 2000 de lei, accidentul a fost, sau na, nu accident, că poate nu a fost accident, poate a căzut un copac pe mașină și a spart parbrizul și capota. Dar scrie aici, față, sticlă, frontală, adică s-a schimbat parbrizul și puțin capota s-a reparat la ea, nu cred că s-a schimbat. Vedem și o diferență de culoare între portocaliul ăsta de pe capotă și ăsta, aici a fost mai grav, aici mai puțin grav. Avem între 1000 și 2000. După aceea avem alt eveniment în 2019, alt accident, cu o pagubă între 5.000 și 6.000 de lei. Adică, aripă probabil și farurile și pe la roți. Nu știu sigur dacă și roțile. Că aici, vedeți, e capota și parbriz. Aici ar fi capota, faruri, aripi și pe la roți ceva. Dar nu se știe. După aceea, în 2020, alt accident, cu o pagubă între 2000 și 3000 și a fost așa, din nou schimbat parbrizul, toată fața și tot spatele, după cum vedeți, că aici scrie și aripile de pe spate. Așa. Acum hai să facem un calcul, că sunt curios, ce pagubă a avut în total. Stați să dau eu la calculator și nu punem 1000 sau 2000, pentru că paguba nu poate să fie mai puțin de 1000 sau mai mult de 2000. Punem între. Între o să fie 1500 de lei. 1500 plus 5500 plus 2500 egal, nu? 9500 de lei paguba totală pe mașină. Deci mașina când a fost cumpărată de băiatul ăsta care mi-a lăsat comentariul pe ăsta pe TikTok, mașina avea deja o pagubă de 9500 de lei. Aia înseamnă vreo 2000 de euro. Bă, pagubă destul de mare din punctul meu de vedere, pentru că el a dat 5500 și să vină mașina cu o pagubă de 2000. Bine, paguba a venit treptat, odată în 2017, în 2019 și în 2020. Dar totuși, este pagubă. Mașina este accidentată. Chiar dacă a fost făcută bine, chiar dacă arată bine, chiar dacă unii spun, bă, da, atâta timp cât mașina s-a reparat în reprezentanță, nu e nicio problemă, nu mă interesează accident și din astea. Bă, poate pe unii nu interesează, poate nici pe mine nu m-ar interesa. Dacă mi s-ar spune de chestia asta, mă duc să cumpăr mașina sau înainte să mă duc să cumpăr mașina, mi s-ar spune, băi, uite, mașina a avut un accident și pana mea, am reparat-o în reprezentanță, merge foarte bine, nu ai probleme, mașina este ok. Dacă ți s-ar spune chestia asta, poate nu ai avea nicio problemă. Dar în momentul în care tu vorbești cu vânzătorul și îl întrebi, bă, a avut accidente, a avut ceva probleme cu ea și el a spune, nu, boss, nu are niciun accident, mașina merge, a fost de nou la mine în familie, a condus-o doar mama, doar tata, nicio zgârietură, a fost ținută doar în garaj și din alea și după ce o cumperi, afli că a avut accidente, clar că o consideri o țeapă. Cel puțin eu așa consider. În fine, aici avem kilometri, după cum am spus, nu pare să fie umblat la ei, pentru că în, în septembrie 2020 avea 200.000, 1.172 și după aceea, în martie 2021, avea 200.000, 1.422 de kilometri. Și cam atâta. Ce mi se pare iarăși tare la site-ul ăsta este că spune și vârsta mașinii. Are 5 ani mașina. Cam așa arată raportul despre mașina asta și după cum v-am spus la începutul videoclipului, dacă vreți să vă verific și vouă mașini, trebuie să fiți abonați, să lăsați aici un comentariu cu seria de șasiu, doar dacă este mașina voastră și doar dacă considerați că ați luat țeapă cu ea. Nu ați cumpărat o mașină acum 3-4 ani și vreți să o verificați acum. Doar dacă considerați că mașina a avut accident, kilometrii dați înapoi, o verific
cu cea mai mare plăcere. Dar nu să stricăm raporturile degeaba. Lăsați un comentariu, lăsați un like dacă v-a plăcut acest videoclip. Dacă nu v-a plăcut, bineînțeles, un dislike. Nu uitați că dacă vreți să vă verific mașina, trebuie să fiți abonați și pe TikTok, și pe Instagram, și pe YouTube. În fine, eu cred că o să opresc episodul ăsta aici pentru că trebuie să mă duc la casă, mai am de lucru o grămadă, afară este vreme urâtă și mă pun să editez repede videoclipul, îl pun să se încarce și după aceea mă duc la muncă. Dar totuși, nu vreau să pierd mult timp. Cam atât, aștept și părerile voastre și până data viitoare, v-am pupat, bye bye!